Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:51 de minute, stăm de vorbă cu Călin, să vedem dacă a găsit ușor un meseriaș și ce poveste are. Bună dimineața! Salut, Călin! Salut! Călin! Bună dimineața, domnilor! Salut, te ascultăm! Bună dimineața! Încerc să fiu foarte sintetic. Cred că au fost circa două luni în urmă, am avut o experiență cu o firmă, deci nu cu un meseriaș, cu o firmă, așa, cu privire la realizarea unei instalații pardoseale. Da. Și vreau să vă spun că inițial am avut foarte mare încredere în ei prin prisma CV-ului pe care l-aveau în spate, da? Și s-au întins pe durata circa 3-4 luni, da? O încălzire pardoseală cu suprafață de maxim 45 de metri pătrați, da? Invocând faptul că lucrează doar cu anumiți furnizori, că trebuia să dăm comanda cu mult timp mai devreme, în fine, dar de fapt marea problemă era forța de muncă cu care, da, pe care o aveau. Asta e o problemă. Și deadline-ul s-a tot modificat, să zic așa, și să zic așa, încheierea s-a făcut într-un mod foarte, foarte direct, în sensul că au ajuns să monteze placa cu nuturi, nu știu dacă probabil știți despre ce e vorba, și au ajuns la concluzia că le mai trebuia undeva vreo 2-3 plăci, că nu puteau să acopere întreaga suprafață. Se făcuse ora 10 seara, dar îmi spuneau că la firmă nu mai iau, că nu știu de unde să mai aducă, și le-am zis, măi băieți, deja toleranța mea s-a epuizat. Bine că ai scăpat de ei. Da, apropo de asta, într-adevăr, a doua echipă de zugravi cu care am lucrat, am povestit, da? Aia care au terminat mai repede. Uh-huh. După un timp am vrut să zugravez din nou, l-am sunat pe șeful echipei, mi-a răspuns, era în Germania. Toți băieții lucra pe acolo. Ah, bravo. Mesaj de la Val, zice, eram tineri căsătoriți, apartament nou, echipa și noi la negociere, cât va dura? Întreabă. 2-3 săptămâni, perfect. Când puteți începe? Peste 8 luni, dacă dați avans acum. Da, pe toți acum asta cu avans, cu... Bună ziua dumneavoastră și salut ascultătorilor dumneavoastră. Sunt șofer pe tir și am negociat cu un meseria să-mi pună gresie și faianță în bucătărie și în camera centrală. Așa. După ce a terminat bucătăria, soția mea nu i-a plăcut cum se vedea gresia aranjată și atunci m-a sunat și am spus că nu o să-i dau banii. Atunci respectivul a luat un baros, a vrut să spargă gresia și faianța care o pusese. Soția mea a apelat la 112, a venit poliția și l-a întrebat dacă are acte pentru lucrarea, dacă a încheiat contract pentru lucrarea care o execută. Ce peze vechi! L-a luat, l-a dus la sediul poliției, i-a dat amendă și de atunci s-a lăsat de această meserie. Ce tare, bravo! Fost învățătură de mine. Eu am un prieten acum mulți ani, stătea cu părinții și s-au apucat să renoveze apartamentul, camerele pe rând, că n-aveau unde să se mute, și renovau sufrageria. Și ăsta se întoarce într-o zi de la facultate, mai devreme, pe la ora 3, intră în casă și găsește, avea doi echipă de doi muncitori. I-a găsit pe aia, erau la maică-sa în pat, îmbrăcați și încălțați și cu sticla de whisky al lui taică-su pe una dintre ele. Ce tare! I-a dat afară pe loc, evident. Da, mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru telefoane. Cred. Da, nu mai avem timp. Cred să fie de timp. Ne oprim aici. Mai reluăm subiectul, să știți. Mulțumim celor care sunteți pe linie, dar nu puteți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.